Max vizitează șantierul de construcții. Max și prietena lui cea mai bună, Paula, se joacă la grădiniță de-a muncitorii constructori. Avem nevoie de un excavator! Max muncește din greu. El sapă cu lopata o groapă adâncă în nisip. Și de o betonieră! Paula prepară un terg din nisip și apă. Acesta ar trebui să fie cimentul. Deodată ei aud un zgomot puternic. Speriați, Max, Paula și ceilalți copii privesc spre locuința din apropiere. Acolo, muncitorii dărâmă o casă veche cu un excavator uriaș. Ce excavator grozav! Spune Max. Oare ce se va construi în locul casei vechi? Poate o groapă adâncă în care vor turna beton, sugerează Paula. Sau un castel pentru cavaleri, spune Ben. Câteva zile mai târziu, grupa lui Max merge în vizită la șantierul de construcții de lângă grădinița lor. Încep cu biroul domnului Zanfirescu. Domnul Zanfirescu este arhitect, le explică doamna educatoare Rossi. Împreună cu echipa lui construiește casa cea nouă de lângă grădinița noastră. Dar nu v-am văzut lângă excavator, exclamă Max. Este adevărat, zâmbește domnul Zanfirescu. Nu construiesc această casă singur, eu fac proiectul casei împreună cu proprietarii. Apoi fac planuri și mă asigur că muncitorii de pe șantier respectă întru totul aceste planuri. Domnul Zanfirescu îi arată lui Max și celorlalți copii un desen al noii case. Celor mai mulți copii le place. Doar Ben este un pic dezamăgit. Ar fi preferat un castel pentru cavaleri. După ce vechea casă a fost demolată, muncitorii constructori sapă o groapă mare. E mult mai adâncă decât cea pe care Max și Paula au săpat-o în nisip. Dar muncitorii constructori au un excavator. Max și Paula zăresc un container amenajat unde muncitorii pot mânca masa de prânz și pot bea cafea când iau pauză. Pare confortabil înăuntru, spune Max. Mama este de aceeași părere atunci când vine să ia pe Max și Paula de la grădiniță. Și unde merg muncitorii când au nevoie la toaletă? Întreabă Paula. Avem toaleta noastră mobilă, spune unul dintre muncitori și arată spre o construcție din plastic. Iuhu, astăzi toarnă betonul! Spune Paula bucuroasă. Ea a văzut undeva în spate un camion cu un malaxor în care se amestecau nisip, ciment și apă. Acolo se face betonul. Max urmărește și el ce fac constructorii. Astăzi se toarnă fundația casei. În groapa pentru fundație se așează o plasă cu bare verticale din fier. De ce au rămas barele acelea în sus? Întreabă Max. Muncitorii n-ar fi trebuit să le taie? Doamna educatoare îi explică procesul de betonare. Barele acelea se numesc armături. Betonul se întărește foarte tare, dar se poate sparge ușor. De aceea se introduc aceste bare de metal în beton, pentru rezistență. Max este uluit de cât de multe lucruri știe doamna educatoare. Pereții casei nu sunt betonați. Zidarii îi construiesc din cărămizi conform planurilor arhitectului. Ei așează primul rând de cărămizi, apoi pun următoarele rânduri peste spațiu gol dintre ele, numit rost. Max face același lucru atunci când construiește un turn sau un castel de cavaleri din cuburi. Zidul devine mai rezistent astfel. Zidarii mai fac ceva. Uite, au voit să mânjească blocurile de construit cu un terj din noroi! Exclamă Max. Asta e grozav! Spune Paula. Noroiul pe care îl folosesc muncitorii constructori se numește mortar. Mortarul se întărește atunci când se usucă. Când casa e ridicată la roșu, noii vecini invită întreaga grădiniță la sărbătorirea momentului. Lui Max îi se pare ciudat că se sărbătorește acum, când casa nu are ferestre, uși și nici nu e vopsită, dar află că asta înseamnă o casă la roșu, cea la care s-a terminat zidăria și are un acoperiș cu șarpantă cu scaun. Șarpanta cu scaun nu are, de fapt, niciun scaun. Este un schelet din lemn care susține acoperișul. Deasupra șarpantei vor fi așezate mai târziu țigle. La sărbătorirea casei la roșu, proprietarul le mulțumește vecinilor pentru răbdare, fiindcă atunci când se construiește o casă, se face mult zgomot și mizerie. Și noi facem zgomot și mizerie când ne jucăm, spune Paula. Casa va trebui să aibă un acoperiș rezistent care să o apere de ploaie, iar de asta se ocupă țiglarii. Mai întâi îi așează un strat gros, izolator, peste structura de lemn a acoperișului. Arată ca o jachetă de iarnă, spune Max.
apoi țiglarii prind în cuie șipci transversale. Pe aceste șipți vor așeza tiglele. În partea de sud a acoperișului, acolo unde soarele strălucește cel mai puternic, vor fi instalate panouri solare pentru apă caldă. Acum casa are și ferestre. Casa e aproape gata, consideră Max, dar va mai trece multă vreme până când se vor muta vecinii. Ce fac muncitorii cu furtunul acela? Întreabă Max când tata vine să-l ia de la grădiniță. Repară pereții, îi explică tata. Îi repară? Dar nu sunt stricați, spune Max. Îi repară, adică îi tencuiesc. Tencuiala este stratul protector al pereților pe din afară, îi explică tata. Tencuitorii împrăștie tencuiala pe pereți cu un furtun și apoi o netezesc frumos. Casa asta este cenușie! Max este dezamăgit, i-ar fi plăcut să fie mai colorată. Dar tata îl liniștește pe Max. Casa nu va rămâne așa, mai târziu va fi zugrăvită la exterior. Într-adevăr, câteva săptămâni mai târziu, casa este vopsită în galben strălucitor. Oare vecinii noștri se vor muta curând? Îl întreabă Max pe domnul Zamfirescu, care a venit să vadă cum merg lucrările. Însă arhitectul clatină din cap. Acum trebuie să facem lucrările de la interior. Vecinii voștri vor avea nevoie de încălzire, chiuvete și toaletă. Vor să aibă tapet pe pereți, iar pe jos parchet. Mai trebuie să montăm și prizele. Mi-aș dori să văd cum arată totul înăuntru, spune Max. Domnul Zamfirescu îl promite că îi va ruga pe noi vecini să le arate casa lui Max și Paulei. Câteva zile mai târziu, proprietarul îi invită pe Max, pe mama lui și pe Paula să viziteze casa cea nouă. Casa nu e gata încă. Un zugrav aplică vopsea lavabilă în camera de zi, iar faianțarul montează plăcile de faianță în baie. Mă bucur mult să vă cunosc, spune proprietarul, domnul Toma. Nu mă mut aici singur, ci cu familia mea. Iar fiul meu, Eddie, are exact vârsta voastră. Înseamnă că va veni cu noi la grădiniță? Întreabă Max. Domnul Toma încuvințează. Dacă mai este loc acolo și pentru el. Pentru Eddie trebuie să mai fie un loc, spune Paula. Noua casă este gata în sfârșit, iar la ușă a venit un camion cu lucrurile familiei Zamfirescu. Începe descărcarea. Cutii, mobilă, covoare, frigider. Max și Paula zăresc un băiețel. El este Eddie. Doamna educatoare găsise un loc la grădiniță pentru el. Salut, Eddie! Vrei să vii mâine la grădiniță cu noi? Întreabă Max. Da, vin cu voi! Răspunde Eddie. Care este jocul vostru preferat? Max și Paula nu trebuie să stea mult pe gânduri. Ne place foarte mult să ne jucăm de-a constructorii pe șantier. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă. Noapte bună, copii!